Bună ziua! Azi vreau să vă prezint schimbătoare de căldură pentru sobe, care se pun în plită de la sobă. Aici se numește schimbător de căldură schelet direct. Alții mi-a spus prea mult. Focul se face în partea asta, cum se duce în corp. El are cerc. Cercul este făcut pentru ca să la plita de la sobă să fie mai ușor de gătit, sau pe la cercul ăsta să pune cărbune sau alte materiale care ard și mai ușor să curăț vatra din sobă. La el se mai studiază intrarea și ieșirea, patacea și abrata. Este un polufabricat. Deci se poate în felul următor de sudat sau așa de sudat sau în sus, cum îi vine clientului, deci după cameră, după solă. Mai departe, este schimbător de căldură tot direct, prea mult, să mai spunem, fără cerc. Are numai țef. Pe urmă, este schimbător de căldură care focul se face din partea asta, dintr-o parte. Focul se face în partea asta, fumul se duce în partea aceea. Dimensiunile lor, lățimea este 32-33, înălțimea 27-28 și lungimea 61. Mai este și schimbător de căldură care se face focul din partea asta la altă, se duce fumul în stânga. Adică este, se duce fumul și în dreapta, se duce fumul și în stânga. Pe urmă, sunt schimbătoare de căldură de genul ăsta. Care e diferența? Diferența între aceea că la plita de ciugun care e 70-40 poți folosi ambele cercuri. În cazul dat se folosește numai un cerc, în cazul ăsta se folosesc ambele cercuri și mai are 3 țevi care sunt date în capăt pentru ca să se mărească puterea lui. Exact așa, schimbător de căldură, zmeivit, cum se spune, cartiol, este care se face focul dintr-o parte. Fumul se duce în stânga, dacă întoarcem invers, fumul se duce în dreapta. La dorință mai sudăm și o țavă între cercuri. Exact așa și la schimbătoarele astea se poate sudat niște țevi de sus în jos, pentru ca să mărim puterea, la dorință. Mai sunt așa schimbătoare de căldură de 90 cm în lungime. Lățimea exact ca și la cele 32-33, înălțimea 27-28. La comandă putem executa aproape orice lucrare. Schimbătoare de căldură pentru șeminee și pentru diferite sobe, diferite uși. Sunt și schimbătoare de căldură de metal, exact la fel ca și schimbătoarele de inox. Dacă v-a plăcut, vă rugăm, puneți un like și distribuiți postarea noastră. Mulțumesc!